problema 21. ABCD un trapez. De data asta. 21, pagina? 126. 126. ABCD trapez. A, B, C, D, trapez. AB paralelă cu CD. AB paralelă cu CD. BC egal 12 cm. Aria lui ABCD egal cu 180 de centimetri pătrați. Lui ABCD. A trapezului. 180 de centimetri pătrați. M este mijlocul segmentului AD. M aparține lui AD. Mijlocul. Astfel încât. A lui AD, da? A lui AD. Astfel încât AM congruent cu MD. Aflați distanța de la M, în concluzie, aflăm distanța de la M la dreapta BC. Distanța de la M la... Adică înălțimea. BC, da? Da, da. De la M la BC. La BC. Facem un trapez oarecare. Oarecare. Nu ne-a zis trapez așel, ci un trapez oarecare. Să spunem A, B, C, D. A, B, C, D. BC e 12 cm. Asta e 12 cm. Area o știm. Area o știm. Mâi mijlocul lui AD. Mâi mijlocul lui AD. Mai am câte unde. Distanța de la M la BC. Ne sugere distanța de la M la B. De cine e distanța de la noi? Perpendiculară adusă, da? Aici s-a întâmplat dacă m-a adus aproape perpendiculară, dar eu am să duc un pic mai oblică și spun aici că ar fi așa. Ați înțeles ca să nu fiu pe direcția lui AD. Dar putem să o ducem și pe AD. M în prim, cum o notăm? M, E? M, E. E, da? Mi se cere M. Este egală cu baza mică plus baza mare, știm că cât dm egal cu m, este mediană. M, m, care? M, punctul m. M nu poate fi mediană. M e mijloc. B, m. B, m este mediană, da. Păi area lui M e B este egală cu... M e B. M e B. Da. Este egală cu baza ori înălțimea pe 2. Adică cu 12 ori M e pe 2. Am mai apoi? M e B. B, dar nu-i trebuie. Nu degeaba îmi dă pe... ABCD. Pe area lui ABCD. Nu degeaba îmi dă ABCD și nu degeaba îmi dă CB. CB. CB-ul. Insist la problema asta și vă spun așa. Ce părere aveți despre area triunghiului CMB? Este egală cu area triunghiului MDC plus AMB. Area triunghiului CMB este egal cu area lui MDC, ai spus? Da. Și plus MAB, sigur? Mă poți convinge? Cum? Am trebuit să demonstrăm. Ia uite de ce chestie interesantă spune. Că area lui CMB da. Este egală cu area lui MDC da. Plus M, A, B. Adică
Aria, ar fi interesant asta. Dar se poate. Pe cum se poate trebuie să aflăm, că nu știm. Știm doar a... Ea zice aria unui triunghi egală cu aria la celelalte două. Ca așa, asta e foarte tare. Greșit. E greșit. Adi, nu ne grăbim să spunem greșit. Că dacă greșim noi când spunem greșit. Deci, de ce spune Miruna că aria triunghiului CMB... Vreau să mă opresc aici. Dacă ar fi așa, hai să pășim un pic pe astea. Că nu vedem deocamdată. Dar să vedem dacă ne avantajează. Dacă aria lui CMB, CMB ar fi jumătate din aria trapezului, asta ar însemna dacă aria ăsta este egal cu arele sau două, cum tot trapezul se compune din cele trei triunghiuri, ne ar însemna ajută, că... Ne ajută deoarece ne dăm seama cât distanța rămâie. Că aria lui MKB egală cu baza înălțimea spre 2. Și avem baza... Avem PCB. Înălțimea ME. Și am aflat ME. Da. Este extraordinar. Vă rog să fiți atenți că suntem chiar pe punctul de a lovi problema. Deci ea spune așa. Că aria, dacă se va întâmpla așa. Atenți, dacă se va întâmpla așa. Ca, iată, aria lui triunghiului CMB să fie jumătate din aria trapezului. Treaba asta îmi place foarte tare, pentru că în condițiile acestea, cum aria trapezului o știu, și iată autorul degeaba ne dă. Îmi pot să o par la doi, nu? Și am aflat o aria triunghiului ăsta. Și atunci, odată știută aria lui CMB, aria este, pe de altă parte, baza, nu neapărat baza asta, mă bă, ci baza CB. Baza CB, ori înălțimea, ME, și am aflat supra 2 și am aflat pe ME de acum. Uh-huh. Deci raționamentul l-am închis acum. Da, dar cum să arătăm? Da, ne place foarte tare, dar cum să arătăm că aria lui, cu ea lui MCB, este... jumătate din aria trapezului. Corect, ce spune? Mai întâi putem să presupunem și să arătăm. Zi, zică-ne. Mai întâi putem să presupunem că este jumătate și să... Să plecăm tocmai de la asta, domnul profesor. Nu? Dacă să presupunem și cum să arătăm că ce am presupus e adevărat, da. Cam așa vrei să zici tu. Căline... Mă... Miruna? De unde ai tu informația asta? Că nouă ne trebuie. Ne trebuie. Acum, dacă nu i-au venit cu informația și văd că e deșteaptă, că s-ar lega în contextul problemei noastre, poate ne și ajuți. Hai să duc M-E linia grocii. Hai să luăm M-N. Da, aria lui A, B, M, ar fi baza ori A, B, M, aria lui A, B, M, da. E baza ori înălțimea supra 4. Ori înălțimea supra 4. M1 se zice, da? Da. M1, aici ce am zis eu? C, M, M, a zis. Așa, M, M1. Are o înălțimea supra 4 pe 2. De ce e așa? Supra 4? De ce supra 4? Pentru că ar fi baza, ori înălțimea, dar înălțimea e... Știu că e supra 4. Știu. Dar de ce? Văd că ar fi tot supra 4. De unde? Și... Ai învățat niște lucruri mecanice. Deci ai niște lucruri acolo, știi, sigur e bine așa, dar nu ai puterea să le spui. Uite mai Miruna, M1 asta, care e înălțime, uite cât este din DD1. M1 din DD1. M1 ori 2, e jumătate. M1 este jumătate din ce motiv? M1 e jumătate. Pentru că... Din DD1, M1 e jumătate, într-adevăr. De ce? În triunghiul A, D, 1, D, M, 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 M ăsta este mijlocul lui AD. Da.
și cu mm1 e paralel cu dd1, atunci mm1 e jumătate, ea capătă calitate din mijlocie, da. Nu? Și jumătate din bază, la care nu se paralel, jumătate din d1. Așadar, mm1 e jumătate din înălțime. Și tu când ai spus că area lui A, M, B este cât A, B, ori M1, M1, care e D1 pe 2, și totul pe 2, apare D1 pe 4 acolo. Dar stai o dacă nu D1 și gata de bucur. Deci să înțelegem de ce pe 4 acela. Deci mă întorc și spui așa. Că area lui A, M, B, ca un triunghi văzându-l tu, este baza AB, ori înălțimea M1 pe 2. Eu aș spune ori D1 pe 4 ajunge creșel pe 2 și supra 2, da? Pe 4. Deci AB ori D1 pe 4. Și ce dacă? Și MDC. MDC, da. Este tot. De C ori înălțimea, tot pe 4. De C ori înălțimea, adică partea asta altă, că înălțimea va fi asta altă, completare. Da. Așa. Deci va veni asta, da? Care este M2, să zic așa. Și care e tot așa jumătate din toată înălțimea și va face tot așa pe 2 și supra 2, încă o dată, va fi pe 4. Și atunci, acum le adunăm. Da. Și vom avea... Hai să mai facem efort prea mult mental. Hai să facem, punem mai pe trei, să vedem cum suntem. Da. Deci, area lui A, M, B este egal cu, spuneam că are lui A, M, B, egal cu AB, nu? AB, a triunghiului, da. A triunghiului, da. A triunghiului, egal cu AB. Ori M1. Ori M1. Supra 2. Și egal cu AB. Ori, în loc de M1, ce pot să spun? D de 1 pe 2. Supra 2 și supra 2 tot. Face AB ori D de 1. Supra 4, da? Și de altă parte, area lui, triunghiului. DMC. DMC. Are egal cu DC, baza, că stă pe baza DC acolo. DC ori M2. Ori M2. Vorbește Cătălin, M2. Cărin. Pe 2 egal cu... Ori M2 pe 2, da? Egal cu DC. Da. Ori M2 pe 4. Ori D1. Ori D1 supra 4. Și acum să le adunăm. Area triunghiului. AMB. Plus area triunghiului MDC este egal cu AB ori D1 pe 2. AB ori D1 pe 4. Plus DC ori DD1 pe DD1 pe 4, da? Da, da. Și au amândouă în comun pe DD1 pe 4. DD1 pe 4. DD1 supra 4 ori AB plus CD. AB plus CD. Care mai poate fi aranjat așa, egal. 1 pe 2 ori H pe lângă B, baza mare plus baza mică pe 2. Așa va veni. Adică 1 pe 4 poate să fie cu 1 pe 2. Da. Deci egal cu 1 pe 2. Ori. Baza AB mare. AB plus CD. Da. AB plus CD. Ori H pe 2. Ori DD1, da, ca să vad, ori DD1 pe 2. Adică 1 pe 2 din aia paralel. Are trapezul. Da, trapezul. Deci egal cu 1 pe 2 din area lui A, B, C, D. Și am arătat ceea ce am dorit, și anume că area triunghiului MAB, plus area triunghiului DMC, este o jumătate din area trapezului DA. Am înțeles.
90. Și egal cu cât am zis mai întâi. Era, nu. Era 180 toată. Era 180 toată, egal, deci cu 90 de... Aha. 90 centimetri pătrați. Înseamnă că KMB e într-adevăr tot e jumătate. Deci aria, aria lui, triunghiului MKB, MKB este egal cu 90 de centimetri pătrați și egal mai departe cu BC ori, ori mâie, mâie pe 2. Și egal cu BC, 12 ori mâie, ori mâie pe 2. Și atunci aria, cum știm aria lui? Egal cu 6 mâie. Da, egal cu 6 mâie. Și deci 6 mâie, 6 mâie, egal cu 90, da? De unde rezultă că mâie? Mâie egal cu 15. Egal cu 15. Și iată că am centimetri. Rezolvat 15 centimetri. Foarte, foarte greu. Da? Greu. Nu foarte dificil. Cu toată povestea era să observăm că area triunghiului CMB e jumătate din area triunghiului, din area trapezului. Da, trebuie să demonstrăm asta, domn profesor. A demonstrat. A, noi am demonstrat, dar zic așa. Așa, trebuie. Păi asta era miezul problemei. Să demonstrăm. Deci, atenție, ce se întâmplă? Când ne apucăm de o problemă, trebuie să, să ne facem algoritmul de rezolvare, chit că la anumiți pași nu sunt finisați, nu i-am rezolvat complet. Ideea pe care am construit-o a fost așa. Dacă aș putea arăta că are triunghiul CMB, ar să fie jumătate. Dacă aș putea să arăt. Să zicem că am arătat. Că area lui CMB e jumătate din area trapezului. Atunci area lui CMB va fi baza CP ori distanța mâie. Da. Și gata problema. Da, corect. Și m-am rămas, m-am focalizat toată atenția spre punctul acesta. Se arată că area lui CMB este jumătate din area trapezului. Și să construim acolo, de construcții grea, adică... Da. Povestea era să sesizăm că M, nu degeaba M la mijloc, încă o dată, nimic nu-ți dă autorul, absolut nimic nu-ți dă plus. Și îl dă minim, e atât de zgârcit, minim, minim cu putință și tu să poți de acolo să, să folosești, să tragi problema. Da? Cât e ceasul? Gata, 8. Ne oprim aici, să faci sinteză, n-am făcut sinteză. Să faci sinteză, mi s-a aia mici, n-am făcut, domn profesor. Să faci cristi, să le rețin. Și 22, deci avem timp de sinteză, domn profesor. Hai să facem. Lasă-mă să șterg eu. O, la ce, la pipici ce-am făcut? La pipici ce-am făcut, domn profesor, am făcut problemele interesante. Factor comun a tot ce facem. Factor comun. Păi să scriem acum, la clasul 7. Ce-am făcut? Hai să facem sinteza acum la 7. Ia uitați-vă, voi să faceți sinteza. Ia, hai copii, să facem noi sinteza. Ia zice ce-a făcut azi. Sinteza ori. Sinteza ori. Unu. Trapeze, trapez, isoscel, și trapez simplu. Patru diagonal. Trapez. Trapez. Trapez simplu. Trapez simplu. Un trapez simplu. Trapez simplu. Orto, e corect să scriem trapez ortodiagonal? Da. Patru la zero ortodiagonal și trapezul se surprinde, da? Trapez, patru la zero ortodiagonal. Trapezul ortodiagonal, da? Linii mijlocie, triunghi isoscel, trapez isoscel. Ce mai vreme? Ce mai vreme? Linie mijlocie, ce-am mai făcut? Linie mijlocie în trapez, în triunghi. În trapez și în triunghi, da? Ce mai făcut copii? Înălțimea. Înălțimea, bravo, Teo. Ce mi-a făcut? Dar ce l-a făcut? Bine, important într-un triunghi. Da, într-un triunghi social, da? Bine, important într-un triunghi social. Probleme. Da.
cum îl cheamă pe băiatul de 11 ani, domnul profesor? Cosmin, vină în pace. Hai zi, de nu vrei să fii șomer? Nu uitați la like și share, nu uitați la like și share. Te rog.